Sprijin pentru satele românești din partea Uniunii Europene. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, alături de președintele PESACTIVIS Mehedinți Bogdan Simcea, au vizitat mai mulți producători care își desfășoară activitatea în mediul rural. Scopul vizitei este de a reliefa importanța sprijinului din partea Uniunii Europene pentru cetățenii și comunitățile din satele românești. Partidul Social Democrat și PESACTIVIS România susțin nevoia unei acțiuni coerente la nivel european pentru sprijinirea mediului rural și au inițiat o petiție cu scopul depunerii sale la Parlamentul European în vederea sprijinirii cetățenilor și a comunităților din satele românești de către Uniunea Europeană. Președintele PESACTIVIS Mehedinți Bogdan Simcea trage un semnal de alarmă pentru sprijinirea comunelor și satelor din județ care au potențial uriaș de dezvoltare. Acesta a vizitat ferma de porci din comuna Dărvari, unde a fost profund impresionat de condițiile în care porcii erau îngrijiți. De asemenea, acesta a mai vizitat și fabrica de pâine din comuna Rogova, locul de unde provine celebra pâine de Rogova, îndrăgită de toți cei din județ. Astăzi, ca urmare a unei campanii făcute la nivelul PESACTIVIS România și Partidului Social Democrat, am venit astăzi în comuna Dărvari la un fermier. Ne bucurăm că am fost primiți cu brațele deschise și am venit practic să vedem investițiile făcute de către acest fermier în județul Mehedinți. Nu putem decât să fim impresionați de investițiile făcute în această zonă. Practic, investiții făcute și cu ajutorul fondurilor europene și ne bucurăm că practic acest antreprenor reușește prin ceea ce face să închidă un circuit. Practic vorbim de la producerea de cereale până la efectiv produsele finite care ajung pe masa mehedințenilor. Alături de președintele PESACTIVIS Mehedinți a fost și deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, care susține de asemenea faptul că fermierii și producătorii din județul Mehedinți din zonele rurale au foarte multă nevoie ca afacerile lor să beneficieze de sprijinul european și să fie acordată o atenție mult mai mare pentru aceste mici întreprinderi care aduc un aport considerabil pe piața de muncă din județ. Este un adevărat succes pentru județul Mehedinți și ne bucurăm că putem observa în județul nostru și putem regăsi o afacere locală produsă în județul Mehedinți în care circuitul, așa cum spunea domnul Bucerzan, de producție se închide lanțul acesta până la consumator. Ne mândrim că avem o astfel de afacere în județul nostru, îi mulțumim și îl felicităm pe domnul Nicu Bucerzan pentru că a făcut un lucru pe care puțin l-am văzut, adică produce în județul Mehedinți și insistă să vândă toată materia și tot ceea ce produce dumneavoastră tot în județul Mehedinți. Aduce practic un produs de calitate mehedințean autohton pe masa noastră și după cum bine știm, niște produse foarte bune și foarte gustoase. Îl felicităm pentru tot ceea ce a făcut, ne-a povestit cât de greu a fost și mulțumim că ne-a îngăduit, mai ales în aceste timpuri cu mulți viruși, cu multe probleme medicale, să vizităm întreaga fermă, așa cum spuneam, de la însămânțare până la porcul de care pleacă spre abatorizare, spre tăiere. Cei doi oameni politici au fost prezenți atât în ferma de unde provine materia primă pentru produsele vândute în magazinele Medieșanu, cât și în fabrica de pâine din comuna Rogova. Deputatul PSD Mehedinți, cât și președintele PESACTIVIS Mehedinți sunt alături de primarii din cele două comune pe care le-au vizitat și îi sprijină în egală măsură, încercând să-i ajute prin facilitarea procesului de accesare a fondurilor europene în vederea evoluției comunelor de care aceștia sunt responsabili. Atât primarul comunei Dărvari, Ionuț Gârgă, cât și primarul comunei Rogova, Costinel Vanvu, vor avea susținerea celor doi în tot acest proces să poată reprezenta un sprijin de nădejde la rândul lor pentru toți producătorii care vor avea nevoie de o mână de ajutor. Cum vedeți dumneavoastră această afacere? Este o afacere profitabilă, cred, din punctul meu de vedere. Eu sunt mulțumit că se desfășoară pe raza comunei mele și oamenii de lucrează în această societate sunt din localitate. Acest investitor le creează locuri de muncă cetățenilor din localitatea unde o conduc. În ce măsură acordați dumneavoastră sprijinul domnului producător de aici? Am o colaborare foarte bună cu dânsul. De câte ori are nevoie? De dezăpeziri, de câte un utilaj, îl ajut cu
tot ce se poate. Fermierul care deține celebrele Carmangerii Medieșanu este mândru de faptul că poate să realizeze produse de o calitate superioară pentru cetățeni, 100% bio, folosindu-se de materie primă de la producătorii din județ. Acesta colaborează cu agricultori de la care achiziționează cereale din care produce hrana pentru porci, majoritatea fiind din județul Mehedinți, sprijinind în special micii producători. Lucrez în județul Mehedinți de 25 de ani. Am început cu agricultura, după aceea cu zootehnia. Acum 13 ani am făcut această fermă la Dervari. Următoarea fermă este la Devesel, abatorul tot la Devesel. Fabrica de mezeluri am avut-o la Devesel până acum o lună. Acum suntem pe Banovițe, în Drobeta Turnul Severin, o fabrică nouă. Tot ce producem în fermele noastre se vând în magazinele Medeșanu din Drobeta Turnul Severin și din comunele județului Mehedinți. Deci avem undeva la vreo 16 magazine la ora asta și tot ce producem este din fermă proprie. Zi de zi, proaspăt în magazine. Deci nu lucrăm pe stoc, nu facem cantități mari, în fiecare zi tăiem la abator și procesăm în fabrică strictul necesar pentru magazinele noastre. Nu aducem carne din exterior, nu cumpărăm cereale din altă parte decât din județul Mehedinți și din apropiere din județul Dolj. Toată hrana porcilor este grâu, ors, porumb, șor de soia, șor de floarea soarelui și premix 2%. Atâta tot. Deci porcii cresc natural. Și ce facem la fabrică, 100% românesc și natural. Următoarea oprire a fost chiar la fabrica de pâine din Rogova, unde se produce pâinea de Rogova, o pâine iubită de toți cetățenii pentru calitatea superioară. Cu făina măcinată, moara proprie, coacere uniformă, adică nu mai e nevoit cocătorul. Când e gata pâinea, e scoasă din cuptor. Ambele întreprinderi sunt foarte bine dezvoltate, dar investițiile trebuie să continue. Așadar, sprijinul pentru acordarea fondurilor europene și facilitarea procesului de atragere a acestora este necesar pentru acești producători. Prin urmare, președintele PES Activist Mehedinți, Bogdan Simcea, împreună cu deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, au pornit prin județ pentru a prezenta petiția inițiată cu scopul depunerii sale la Parlamentul European în vederea sprijinirii producătorilor afectați de către contextul global actual. Partidul Social Democrat a venit mereu în sprijinul cetățenilor prin diverse acțiuni care au ca scop comun susținerea întreprinzătorilor din județ, implicit dezvoltarea județului Mehedinți.